Bună dimineața, copii! Iată că astăzi am un subiect interesant, zic eu. Este vorba de voucherul de Rabla pentru motociclete în valoare de 3500 de lei. Păreri pro, contra, aștept de la voi să-mi spuneți cum vi se pare acest proiect. Eu am să spun părerea personală despre lucrul ăsta. Așa cum mă știți voi, sincer, 100%. În primul rând, este un start în domeniul moto pentru a folosi acest voucher de achiziționare a unei motociclete noi. Felicit inițiativa celor de la Moto ADN care s-au luptat să obțină treaba asta. Știu că la un moment dat am completat și o petiție de online în favoarea lor, așa să zic, adică na, pentru noi, că și ei tot pentru noi motocicliști au făcut-o. Ținând cont că este prima dată când este activ un astfel de program și pentru noi motocicliștii, mi se pare de bun augur lucrul ăsta. Nu am deloc ce comenta asupra valorii maxime de 3500 de lei pe voucher și nu 6000 și nu știu cât e la mașină. E prima dată când se întâmplă lucrul ăsta și cred că ar trebui să-l primim cu sufletul deschis și cu aplauze. Bun, rău, e prima dată, e prima ediție, da? Dacă voi mâine vă apucați să organizați un festival de muzică populară sau nu știu, o chemați pe Eminem, mă rog, nu mai era mod Eminem, un cântăreț american în România și te ocupi tu, X, să organizezi spectacolul ăla, o să vezi că o să dai multe rateuri și după spectacol o să realizezi că foarte multe lucruri nu au funcționat, aia trebuia îmbunătățit, aia nu s-a făcut bine. E pentru prima dată, deci de apreciat, oameni buni, hai să nu sărim în cap nimănui că vrem acum voucher de nu știu câți bani de la stat. Haideți să vă mai spun așa ceva în comparație, nu știu dacă vă interesează sau nu, dar eu vă zic, trăind în Australia și având prieteni care români care locuiesc în alte țări europene sau mai puțin europene sau, mă rog, deloc europene, frate, statul nu-ți dă absolut nimic. Deci aici, dacă ai salariu peste 250.000 de dolari, statul ți-a 60% din el. Și nu primești nimic. Nimic. Nici tichete să ții mașină electrică, nici să ții mașină nouă, motocicletă, alocație la copii. Nu ai absolut nimic. Asigurarea privată de sănătate ți-o plătești din buzunar. Cu Medicare-ul ăla de la stat, dacă te duci și te operezi, plătești din buzunar. Da? Deci, haideți să fim puțin realiști și să nu așteptăm să se întâmple totul de la stat. Și în același timp, când se întâmplă un lucru de la statul ăsta sărac sau mai puțin bogat al nostru, al României, haideți să nu sărim în cap și să avem pretenții să ne dea 10.000 de lei sau, nu știu, valori mult mai mari decât asta de 3500. Deci, încă o dată vă zic, este pentru prima dată când s-a demarat programul ăsta, când funcționează programul ăsta, și haideți să ne bucurăm de el așa cum trebuie. Pentru că în momentul în care vrei să-ți cumperi o motocicletă nouă, crede-mă că te ajută și în momentul când te duci la dealer să mai negociezi prețul ăla, să-ți mai reducă din preț. Deci nu cred că și-a cineva un Kawasaki Ninja de nu știu cât e la voi, 4.000 de 5.000 de euro, unul de 3-400 de centimetri cub, și bă, fix să ne ia 3.500 de lei stă. Eu nu cred asta. Acum am mai auzit, am mai văzut comentarii legate de faptul că, de exemplu, un Logan, pentru un Logan să-l achiziționezi nou primești 6500 de lei sau cât dracu e voucherul ăla pentru mașini, iar pentru un un BMW R1200 GS primești 3500 de lei. Bă, fraților, nu are nicio legătură Loganul cu GS-ul și crede-mă, nu știu cât e la voi GS-ul, în Australia e vreo 23-24 de mii de australieni. Dar nu cred că stă unul în 700 de dolari australieni sau, mă rog, hai să zic 1200 de dolari australieni, că nu poate să-și adiesc. Deci n-are nicio legătură. Ceea ce ar fi trebuit puțin, scuze,
Ceea ce ar fi trebuit puțin discutat ar fi fost faptul că ar trebui o limită la programul ăsta, adică undeva la o motocicletă de maxim 300, hai să zic 400. Adică să fie eligibile doar motocicletele noi de până la 400 cm cubi, așa mi se părea mie normal. Acum, na, pentru că oricum, cum spuneți voi, e o valoare destul de mică, deci oricum nu te ajută dacă ții o motocicletă super scumpă. Important e să, nu știu, asta e părerea mea, acum spuneți și voi. Spuneți-mi și voi cum vi se pare sau ce vi s-ar potrivi vouă sau ce ar trebui modificat la programul ăsta. Eu zic că trebuie să fim cu toții mulțumiți, că nu-ți dă nimeni degeaba, adică eu știu cum e aici. Păi frate, aici nu-ți dă nimeni degeaba, când auzi românii în străinătate, mamă ce mașină frumoasă, ce mașină frumoasă. Elegant. Eu dați de multe ori exemple pe... pe ăștia din străinătate, mamă că în Germania, mamă că în Franța, mamă că în aia. Dar nu, voi nu vedeți decât lucrurile pe care vi le povestesc cu oamenii aia, nu știu, prieteni de voștri români care lucrează pe acolo, în momentul când vine acasă. Și ce să zică, că lucrează, au două joburi ca să câștige, să-și plătească chiria care e nu știu cât. Vin toți și se laudă, mamă cu tare, mamă cu tare. Ascultați-mă pe mine, că dacă vreți să vă mai dau informații de astea din Australia, nu neapărat de comunitatea română, în general. Cum se întâmplă cu studenții la școală, cu și iau share bedroom și împart dormitorul, mai dorm cu unul vreunul în pat sau... Mă rog, deci nu vă mai gândesc că în afară, frate, e câinele ăla cu cola când coadă. A, dacă renunți la 15.000 de lucruri aici, majoritatea își văd doar de o direcție, nu-i ca la noi. Hai să-mi iau motocicletă, mașină, vacanțe la munte, bă, chit că pleci cu trenul, cu cortul, bă, dar... Crede-mă că aici sunt oameni care nu merg. Da? Și câștig o căruță de bani. Dacă vreți să discut despre asta, lăsați-mi și despre asta un mesaj ca să-mi pot să-mi organizez așa din timp. Tu cu liniuțe. Că despre motocicletă, cred că hai să încheie aici, că... Cred că ați înțeles ce am vrut să zic. Despre prețurile la motociclete, acum uite, n-am apucat să studiez spre rușinea mea în România, dar cel puțin ce am văzut la Smaeba anul trecut, echipamente, cu asta m-am maxat mai mult, că am putut să fac o comparație, pentru că nici aici nu știu exact prețurile la motociclete, că, na, dacă mă interesează touring, n-am nou să știu cât costă o sportivă. Dar ce am văzut la echipamente, frate, sunt niște branduri mai puțin populare, asta nu înseamnă că nu sunt bune, dar prețurile să moară, mă, sau dacă nu sar în aer, deci... Erau nu știu ce geci, dacă mi-aduc aminte, anul trecut la Smaeb, din piele. Mai scumpe decât o geacă din piele Alpin Star pe care o găsesc aici. Și dacă mai luăm în calcul și veniturile ăstora de aici cu veniturile ălora de acolo, ceva nu prea dă bine. Deci prețurile uriașe. Am mai discutat și cu un membru al unui club de ăsta moto din București și mi-a spus că e... Că practic multe magazine când au ajuns la Smaeb au ridicat prețurile ca din diferența de preț să-și achite chirii și toate alea pe la stand. În loc să lase jos, să poată vinde mai mult, să-și facă și, cum să zic, o imagine sau o reclamă ca atunci când ai nevoie știi că te duci la X că au probabil produse mai ieftine. Da, de obicei ca în România când e Paște cresc prețurile la cazare de Revelion explodează. Așa se întâmplă și la Târgu Moto, din păcate. Asta e concepția, trebuie să dăm tunul, nu trebuie să facem business, nu trebuie să avem clienți mulțumiți, trebuie să dăm la japă, ca la pescuit. Asta e situația, ce să facem acum. Doar nu mă apuc eu să o schimb de aici. Important e că aveți alternative cu site-ul online, unde vă puteți lua echipament. Asta e foarte important. Păi cam atât, dragilor, haideți să auzim numai de bine. O zi frumoasă, v-am pupat!